Deși depresia a fost raportată de Organizația Mondială a Sănătății în 2020 ca fiind principala cauză de dizabilitate și cea mai frecventă boală mentală de pe tot globul, peste 264 de milioane de oameni din întreaga lume suferind de ea, adevărul este că sunt încă multe lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le știu sau nu le înțeleg despre aceasta. Nu numai că multe cazuri sunt nediagnosticate și multe simptome trec neobservate, dar mulți oameni par să aibă credința greșită că depresia arată la fel pentru toată lumea, dar există un motiv pentru care psihologii spun că depresia are multe fețe. Așadar, vreți să aflați mai multe despre cum ar putea arăta depresia ascunsă și ce ar putea determina pe cineva să facă? Ei bine, iată 7 lucruri pe care ai putea fi surprins să afli că depresia ascunsă te poate determina să le faci. Numărul 1. Cufundarea în muncă sau studiu. Când ne gândim la cineva care se luptă cu depresia, ne imaginăm adesea o persoană care nici măcar nu se poate da jos din pat dimineața, cineva care își petrece toată ziua doar zăcând și fără să facă nimic, deoarece nu poate găsi nicio motivație. Dar aceasta este doar o concepție greșită comună. Depresia ne poate face, de asemenea, să ne cufundăm în muncă sau în studii ca un mecanism de evadare pentru a evita să petrecem prea mult timp în interiorul propriei minți. Numărul 2. Exprimarea prin creativitate. Similar cu exemplul anterior, un alt mod în care depresia se poate ține ascunsă este dacă se manifestă doar prin arta și creativitatea noastră. Te regăsești scriind multe cântece triste sau poezii profund melancolice în ultima vreme? Sau poate că pictați imagini despre care alții spun că exprimă tristețe sau negativitate? Sau îți închei toate poveștile cu concluzii triste? Uită-te bine la arta pe care o faci sau în jurul căreia gravitezi și întreabă-te dacă nu cumva o depresie ascunsă ar putea fi motivul. Numărul 3. Petreceți mai mult timp cu ceilalți. Nu este niciun secret că unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poate face depresia este să ne facă să ne autoizolăm și să stăm departe de cei dragi. Dar știați că poate fi adevărat și contrariul? Uneori, depresia te poate face să vrei să petreci mai mult timp cu alte persoane, dar nu din motivele corecte. Persoanele care se luptă cu depresia ascunsă doresc întotdeauna să aibă pe cineva în preajmă, pentru că sunt îngrozite de sentimentul de singurătate, iar depresia ne poate face să tânjim după acceptare și validare din partea altora mai mult decât este sănătos. Ceea ce ne duce la următorul punct. Numărul 4. Vă simțiți presați să păreți mereu fericiți. Atunci când se face distinția între cineva care este cu adevărat fericit și cineva care ar putea avea o depresie ascunsă, lucrurile încep să devină cu adevărat dificile. Pentru că adevărul este că diferențele dintre ele tind să fie foarte subtile, mai ales dacă nu ești tu cel care le experimentează personal. Dar nu uitați că există un motiv pentru care se spune că depresia ne face să zâmbim mai mult. Și anume, pentru că oamenii care se luptă cu ea tind să se simtă foarte vinovați pentru că sunt deprimați în primul rând și, astfel, tind să pună presiune pe ei înșiși pentru a părea mereu fericiți pentru cei din jur. Ei ar putea chiar să încerce să se convingă că totul este bine când, de fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Numărul 5. Vă gândiți prea mult la orice. Contrar credinței populare, mulți oameni afectați de depresie au multe lucruri care se întâmplă în mintea lor, iar acest fapt poate ajunge să fie prea mult. Mulți dintre cei diagnosticați cu depresie raportează o tendință puternică de a se gândi prea mult la aproape orice. Atât de mult încât mulți dintre ei ajung să se fixeze pe greșeli din trecut, pe defecte personale percepute sau chiar pe probleme imaginare în relațiile lor, probleme care nici măcar nu există. Numărul 6. Pierdeți concentrarea sau atenția. Depresia poate fie să ne pună creierul în viteză gândind prea mult la orice, fie să prăbușească total sistemul, făcând dificilă concentrarea sau focalizarea continuă. Așadar, dacă ați observat că nu puteți gândi limpede în majoritatea situațiilor, că vă pierdeți timpul fără niciun motiv sau că vă chinuiți să faceți sarcini cognitive simple, care înainte vă păreau ușoare, există o posibilitate reală ca depresia să fie motivul. Numărul 7. Ignorați afecțiunea sau grija din partea celorlalți. Ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă și poate cel mai rău lucru pe care ne-l poate face depresia, este să ne orbească de toată grija, preocuparea și afecțiunea pe care o primim de la alte persoane, fără să ne dăm seama de acest lucru.
De multe ori, prietenii, familia și chiar străinii vor veni la noi atunci când simt că ceva ar putea fi în neregulă sau dacă ne văd că părem deprimați de ceva, dar depresia ascunsă ne poate face să nu luăm în considerare aceste acte, văzându-le ca fiind făcute pur și simplu din milă sau neseriozitate. Așadar, dacă vă identificați cu oricare dintre lucrurile pe care le-am menționat aici și vă faceți griji că ați putea suferi de o depresie ascunsă, nu ezitați să vă adresați unui profesionist în domeniul sănătății mentale și să cereți ajutor. Vă mulțumim pentru atenție!